22 de kilograme și jumătate. Are la activ 10 lupte, 9 victorii, o singură înfrângere. 7 dintre victorii au fost obținute prin knockout. Este pregătit de Andrei Anastasescu, vine de la APB Fighting Promotion și este din Galați. Iată-l pe Ionut Jaguuarul Sugacevschi. Din Galați, România, Ionut Sugacevschi. Întâmpinat cu aplauze și urale. 76 înălțime, 72,5 kg, 14 victorii, 7 înfrângeri, lumești semnal la egalitate. Din Franța, în colțul albastru, Zakaria Zurg. Are 28 de ani, 1,78 m înălțime, 72,5 kg, 9 victorii, o singură înfrângere. Din Galați, România, Ionut Jaguuarul Sugacevschi. Îl avem în imagine pe Ionut Jaguuarul Sugacevschi, aplaudat frenetic de publicul prezent în sala Dacia. Unul dintre cele mai așteptate meciuri din această seară, francezul Zakaria Zurg și Ionut Jaguuarul Sugacevschi. Okay, listen. Protect yourself. No elbow, no kick on the back. Amazing clean. Ionut Bratu, arbitrul din ring, le dă ultimele indicații sportivilor. Judge, time, fight! S-a auzit, iată, gongul și începe prima repriză a acestui match. Niște lovituri de tatonare, am văzut o încercare de high kick, cât de sus a ridicat piciorul Ionut Sugacevschi, iată, tot el este cel care expediază prima lovitură. Își testează adversarul. Am văzut o lovitură la corp foarte puternică, expediată de Ionut. Se blochează însă foarte bine francezul și caută o lovitură, caută să-l prindă pe Jaguar descoperit. Un high kick care se oprește în blocajul francezului. Bun croșeul expediat de Zakaria. Se aud încurajările din partea publicului. Și primul clinch oprit rapid de arbitru Ionut Bratu. One hand. Fight. Lovește bine la corp acolo Ionut Sugacevschi. Auziți și reacția publicului.
Numărat Ionut Sugacevschi, care acuză o lovitură sub centură. Încurajat de suporteri, reia lupta Ionut Jaguarul Sugacevschi. Și final de primă repriză, numărat. Valentin, cum ți s-a părut această primă repriză, cheiată cu o numărătoare neașteptată? Acum să spun tot așa, din proprie experiență, când te bați cu un sportiv din acesta provenit dintr-o țară nord-africană, că Zaharia Zurg după nume de acolo vine. Bine, el a stat foarte mult timp în Italia, acum de curând s-a mutat în Franța, unde și-a găsit un job și se antrenează, pentru că Italia, spunea el, că nu mai oferă posibilități financiare ca înainte. De obicei, oamenii ăștia sunt foarte bătăioși, foarte, foarte activi, foarte greu să te bați cu un marocan, spre exemplu, așa cum este Zaharia Zurg, sau un algerian, sunt luptători în adevăratul sens al cuvântului. El, spuneam, a venit în Lyon, de această dată reprezintă Franța la această gală, iar de la ei te poți aștepta absolut la orice, pentru că s-a văzut de-a lungul vremii și toată lumea știe cel mai bun exemplu, Badr Hari, sportiv marocan, își lua bătaie două reprize, dădea un pumn, îl punea pe celălalt jos, se termina meciul și asta era concluzia finală. Așa, am văzut și reluarea, a fost o lovitură care i-a cam tăiat respirația lui Ionuț. Ionuț, iată, începe mult mai hotărât, a căzut sportivul francez și este numărat. A fost o lovitură de picior care l-a prins nepregătit. Echilibrează rapid situația Ionut Jaguarul Sugacevschi. Lovituri de picior, iată, și un uppercut frumos la corp. Încearcă francezul să replice. Din nou lovește la corp Ionut. Am văzut acolo cum a blocat cu cotul sportivul francez. Da! No clinch, fight! Da! 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 Da, mai ține! Băi! Lovește puternic românul. Băi! La corp, lovituri de picior, la ficat trimise de Ionut Jaguarul Sugacevschi. Clar, o repriză mai bună, o repriză care îi aparține românului. Uite, o lovitură bună, expediată de Zaharia. Bun această lovitură de picior care îl îndoaie pe francez. A încercat acolo un uppercut. S-a ferit însă în ultima clipă Zaharia. Stop! Stop! Băi!
finalul celei de-a doua runde. Valentin, putem să spunem că s-a echilibrat situația pentru că și francezul a fost numărat, nu? Da, am avut lucruri interesante în aceste două reprize, lucruri frumoase, foarte multe lovituri din partea ambilor sportivi. L-am văzut pe Ionuț în această rundă, a reușit cumva să răstoarne situația, dar diferit față de ce s-a întâmplat în prima repriză, atunci când el a fost numărat la sfârșitul rundei, el a reușit să-l numere pe adversarul său, să-i oferă o numărătoare adversarului său în debutul reprizei a doua. Așadar, până acum ar trebui să fie egalitate. Cine trebuie să câștige meciul este cel care va reuși cumva în această ultimă repriză să îi atragă pe arbitrii de partea sa, asta prin evoluția pe care o are în ultima rundă. Totul se va decide în repriza a treia. Se aud încurajările din public pentru Ionuț. Iată, apar și aplauzele. Ultima repriză este cea decisivă și au împărțit până acum reprizele cei doi sportivi. Francezul pe prima a câștigat-o, a doua i-a aparținut lui Ionuț Jaguuarul Sugacevschi. Încearcă să-și țintuiască adversarul, însă francezul se mută foarte mult prin ring, se plimbă, are încă energia necesară, vine pregătit fizic, încearcă, iată câteva croșee. Ultimul și-a atins ținta. Băgată în corzi în acest moment, scapă însă rapid Zacharia. Francezul nu se lasă, iată, răspunde. Chiar dacă loviturile sale nu-și ating ținta, încearcă să replice la atacurile lui Ionuț. Mai au așa mare intensitate loviturile. Ba, iată, ține să mă contrazică cu această lovitură de picior. Sugacevski caută loviturile care să-i aducă victoria după cele trei reprize. Să nu fie un extra round. Bună această lovitură expediată de român și sub centură. O lovitură sub centură, l-am văzut pe Ionuț recunoscând sportiv. N-a fost totuși atât de puternică, sunt convins că francezul va putea să continue lupta. Și iată final și la a treia repriză, să vedem dacă arbitrii vor putea să-i departajeze pe cei doi sportivi. Francezul face semn că a câștigat.
S-ar putea să avem însă parte de un extra round. Vedem o lovitură de picior expediată de Ionut, care l-a îndoit pe francez. Aici a fost sub centură.